Pe femei le lega la ochi și cu o eșarfă fină. Aici se dormea, maică s-a lucrat la războiul de țesut. Mașină de spălat. Da, prima mașină de spălat. Salutare! Astăzi suntem voinat prin România, în județul Gorj, unde vom descoperi Casa Memorială a lui Constantin Brâncuși, locul de unde marele sculptor român a plecat la Paris. Da, haideți să vedem ce vom vedea în acest vlog interesant. Haideți cu mine! În primul rând, se vizitează zilnic, de luni, dar mai puțin luni și marți, când este închis. Da? Acum vom vedea Casa Memorială. Bine, de fapt, nu e Casa Memorială. Casa Memorială a fost undeva în această parte. A luat foc, iar în locul unde a fost casa lui Constantin Brâncuși, au fost puse aceste pietre, să spun așa, această marmură, pentru a pifa locul unde a fost casa lui Constantin Brâncuși. Și chiar scrie pe această marmură că aici s-a născut în anul 1876 Constantin Brâncuși. Bun. Haideți să vedem casa, pentru că este o casă cu 3 încăperi. Avem locul în care se dormeau, bucătăria, cămara. O să vedem și prima mașină de spălat din vremea respectivă. Când am auzit că aici este o mașină de spălat, nu mi-a venit să cred. Mașină de spălat, bine, nu are turații, nu are faze de genul ăsta, dar este o mașină de spălat interesantă. Chiar sunt curios cât ar mai folosi o astfel de mașină de spălat în zilele noastre. Haideți să descoperim casa lui Constantin Brâncuși. Nu putem vizita casa lui Constantin Brâncuși de capul nostru și o vom cunoaște pe doamna Doina Pană, muzeograf al acestei case memoriale, care ne va spune mici povestioare legate de Brâncuși. Apropo, ce-mi place mie la țară, mai ales aici, Casa Memorială este la țară, cățelușii. Tot timpul o să vă filmez cățelușii, pentru că am și eu 4 acasă și îmi plac. Ia vină cu aceea. E frică de mine. Hai să vedem, să o cunoaștem pe doamna Doina Pană și să vedem ce ne prezintă în Casa Memorială. Să rămână! Bună ziua! Bucuroși oaspeți! Bucuroși! Bine ați venit acasă la Brâncuși! Suntem acasă la Brâncuși? Da. Aici a crescut, de când am înțeles, aici a crescut Brâncuși. Până la 11 ani. Deci pe aici a jucat Pitrușul cu frații lui, se certa cu sora, cu frații. Sora era cea mai mică. Cea mai mică? Da. Da? El al 5-lea copil a fost. Al 5-lea copil din câți? Din 7. Tatălui a fost căsătorit de 2 ori. Prima dată cu Ilinca, a făcut 3 copii, a rămas văduv și s-a recăsătorit cu o femeie cu 20 de ani mai mică decât el, cu Maria. Și am mai făcut încă 4 copii. Brâncuși este din a 2-a căsătorie. Deci, al 2-lea din a 2-a căsătorie și al 5-lea copil. Copil, da, bine zis. Am o curiozitate, tot așa știam de prin aceste părți, că frații ca și acum se mai certau pe pământ. Da, da. Cum și-au împărțit pământurile? I-a pus maică-sa să scrie 7 bilețele, le-a așezat într-o căciulă și i-a pus să tragă fiecare câte un bilet. Și ce număr a fost pe bilet, acel teren l-a primit. Și Brâncuși ce număr a avut, sau nu se știe? Brâncuși a fost cam în capătul uliței, alături de sora lui. Acolo a primit terenul, dar și-a vândut partea de pământ unui frate, Dumitru. Am înțeles. De el, mai sunt rude pe aici prin... Foarte multe. Da? Din gardă în jos, partea aceasta, toți sunt descendenți de la frații lui. A, deci Brâncuși are în continuare rude în... Are rude, da, da. Bun. Și, frații lui au fost 7, au avut câte 7 copii, neamul foarte mare. E când fac nu și botezul și se strâng toți, da, cred că da. N-au loc la masă. Da. Haideți să vedem casa și să ne povestiți câteva lucruri după dumneavoastră. Nu vă urmăm. Aici suntem, aici e tinta. Aici, da, sau prispa. Sau prispa. Bine, eu s-am învățat. Vara se mai dormea pe ea. Pentru că erau, da, erau mulți în cameră și puneau pături, cojoace și dormeau aici afară, din primăvară până toamna. Aș dormi și eu pe o astfel de tindă, prispă, fără nicio problemă. Aer curat, ozonat. Și chiar e o zonă frumoasă. Foarte frumoasă. Aici ce avem? Aici este camera de locuit. Aici se dormea, maică s-a lucrat la războiul de țesut. Aici? Aici, da. Să intrăm să ne... Sigur că da. Deci aici este camera de dormit. 7 copii și 2 părinți. Care stăteau aici. Stăteam și iarna, noaptea și dormeau iarna, perioada de iarnă, se dormea de-a latul. Asta este un pat de scânuri fără saltea. Pentru spate. Pentru spate, da. Deasupra este culmea oltenească, se țineau hainele pe care le foloseam în fiecare zi, hainele mai bune se țineau în lada de zestre. Deci hainele bune se țineau... Da, hainele bune și ce se dădea de zestre la fete. Și vreau să mă gândesc că acum, dacă nu avem fiecare camera noastră, nu ne simțim bine. Nu ne simțim, da, și baie, dacă și baie, da, și baie, dacă se poate, fără nicio problemă. Aici este o sobă oarbă. Care am înțeles că astfel de modele sunt și pe la Paris. Da, făcută de Brâncuși în atelier și a făcut o sobă în atelier, asemănătoare cu aceasta. O vedeți acolo în fotografie, unde sunt cele trei doamne. Unde sunt cele trei doamne, dar înainte să vedem acele doamne, vreau să ne spuneți, din câte știu, Brâncuși a plecat de aici la 18 ani, în lume. A plecat, a fugit de acasă, fără să știe mama și frații mai mari. Prima dată s-a dus la Târgu Jiu, a lucrat vopsitor de lână, l-a găsit maică-sa, l-a readus acasă și a rămas până toamna când a plecat din nou. De data asta, mai departe să nu poată fi găsit, la Slatina. Acolo a lucrat perioada de iarnă ca servitor într-un han și a adunat bănuții și în primăvară iarăși a vrut să plece și nu se putea hotărî în ce direcție să o apuce și a dat cu banul. A zis, dacă iese banul, merg la Craiova, dacă iese marca, la Pitești. Și norocul l-a dus la Craiova. Acolo s-a angajat spălător de vase la început. A spălat vase, Brâncuși? Vase, foarte, și la Craiova, și la Paris, și vase. La București, da. Asta deci a muncit, a plecat de jos, adică nu s-a spus de muncă, nu s-a plecat de muncă. La Paris lucra în restaurantul fraților Chartier și a introdus o tehnică a spălării paharelor. Se spălau paharele cu apă rece și el a cerut să fie spălate cu apă caldă pentru că se și uscau foarte repede. Am înțeles. Și le spăla prima dată cu apă rece și apoi cu apă caldă. Bun, știu că la Craiova a avut pe cineva care a schimbat cursul vieții, a mai avut pe cineva la București care a schimbat cursul vieții. Da. La Craiova a lucrat prima dată spălător de vase și apoi a ajuns ospătar într-un restaurant mai mare. Și acolo a cunoscut patronul restaurantului. A fost o, cum să zic, a fost o condiție când s-a angajat acolo să nu poarte șorți de calfă în restaurant, pentru că era orgolios și a vrut să nu aibă șorți de calfă, de mucenic, mă rog. Și n-a purtat, cât a lucrat acolo ospătar, n-a avut șorți. Și patronul restaurantului Brâncuși, pardon, a făcut un pariu cu patronul restaurantului și cu clienții că poate să sculpteze o vioară în 2 săptămâni de zile. A luat o lădiță în care erau portocale, a fiert lemnul, a sculptat vioara, i-a pus gâtul din inimă de lemn de păr, strunele și a și cântat la vioară. Deci a reușit. A reușit, da. Patronul a adus și pe Mihalache lăutarul care cânta când și când în cârciumă. Acesta a cântat la vioară și a zis, domnilor, este mai bună decât a mea. El având o vioară adusă de peste hotare. Și l-a dat la școală, parcă. Și atunci patronul și-a dat seama că are talent, a vrut să-l înscrie la Școala de Arte și Meserii din Craiova, dar n-a putut pentru că avea 4 clase și i-a plătit profesori particulari și a dat examene în particular pentru încă 3 clase, să facă 7 și la 18 ani a înscris la Școala de Arte și Meserii din Craiova, clasa de sculptură. Primii 2 ani a luat într-un singur an, așa de talentat era, avea și note bune. Dacă mergea minte. Da. Spre deosebire de clasele 1-4, nu prea vrea să meargă la școală. Era cu gândul la plecat. Și a terminat lucrarea de diplomă, a fost Vitelius, împărat roman, bustul, bust care este la Muzeul de Artă din Craiova. Și acest cărciumar pur și simplu i-a schimbat viața dându-l la școală pentru că a conștientizat și el că îi trebuie școală. Și a mai fost un doctor din București. Doctorul Gerota, care a fost recomandat de tatăl medicului, era preot în Craiova și participase la pariul cu vioara. Am înțeles. Și acest preot, acest doctor Gerota, l-a susținut pe Brâncuși la Școala de Arte Frumoase din București, l-a ajutat să primească comanda lui bustului lui Carol Davila, care este în curtea Spitalului Militar Central din București. A primit și comandă pentru un ecorșeu, corpul omenesc în 5 exemplare, pentru facultățile de medicină și artă plastică din țară. Și a studiat sub îndrumarea acestui medic 2 ani de zile toată musculatura corpului omenesc. Și la Paris, medicul Gerota l-a ajutat la Școala de Arte Frumoase, pentru că acolo trebuia să plătească o taxă. Și jumătate îi plătea Ministerul Învățământului și jumătate din taxă, mult timp i-a plătit-o acest medic Gerota. Ce vreau să vă întreb, aveți aici o fotografie cu Brâncuși când a plecat spre Paris. Da? Așa a plecat. Deci așa a plecat Brâncuși spre Paris. Cu rucsacul în spate, bastonul în mână. În rucsac a avut un rând de haine, pe care le-a vândut în Elveția. Rândul de haine și ceasul de la mână la bază. Am înțeles. Că n-a mai găsit nimic de muncă și nu avea bani să-și cumpere mâncare. Am mai văzut aici două poze interesante, Brâncuși cu mustață îmbrăcat în uniformă. La Școala de Arte și Meserii din Craiova, așa avea uniformă. Am înțeles. Da. În prima este singur și în a doua cu colegii. Și tot lângă aceste fotografii văd 3 doamne. Trei doamne. Sunt, poza este făcută în atelierul din Paris, din Montparnasse. Cea din mijloc este o iubită de-a lui, o irlandeză, cu care a venit aici în 1922 și au stat 10 zile la Hobița. În fiecare zi această irlandeză îmbrăca câte un costum popular gorjenesc, împrumutat de la rudele lui Brâncuși. Când a plecat la Paris, a luat cu ea toate costumele și a ajuns acolo, a trimis rudelor lui Brâncuși bani să-și cumpere pânză, să-și coase alte costume. Dacă și cele două doamne din margine sunt două românce, prietene foarte bune cu Brâncuși, surori de Codreanu. Care una era sculptoriță. Da, cea din partea stângă a fost sculptoriță, ucenică lui Brâncuși, Irina Codreanu, și cea din partea cealaltă, Lizica Codreanu, a fost balerină la Opera din Paris și Brâncuși a lucrat 3 rochii în care a dansat. Dacă tot vorbim de iubitele lui Brâncuși, știu că s-a iubit cu Maria Tânase. Da. I-a și făcut un compliment foarte frumos cu ghidul de rigoare. Și a mai avut o iubită, de unde a rezultat un băiat. Un băiat, da. A cunoscut o pianistă venită din Noua Zeelandă la Londra, Vera Murselmea. A cunoscut-o în 1930 și aceasta în 1934, în 15 septembrie, a născut un băiat la Londra. Pe care l-a și cunoscut dumneavoastră. A venit aici. Da, a venit aici în vizită 2016 sau 2017, nu mai știu exact anul. Brâncuși nu l-a recunoscut, s-au văzut o singură dată, nu și-au vorbit. Și băiatul lui a aflat că este băiatul lui Brâncuși foarte târziu, căutând niște documente, a dat peste scrisorile dintre mama lui și Brâncuși. Și atunci și-a dat seama că e băiatul lui Brâncuși. Și cu Maria Tânase? Cu Maria Tânase s-au întâlnit în 1938 la expoziția internațională de la Paris. A vizitat cu toată delegația României atelierul lui Brâncuși. Și după aceea s-au reîntâlnit în 1939, tot la expoziția internațională de la New York, și vreo 3-4 zile Maria Tânase mergea la hotelul lui Brâncuși să-i cânte și, și s-au supărat pentru că Brâncuși i-a spus că ar trebui să-și cultive vocea, pentru că ea cântă cum în Gorj femeile își bocesc morții. L-a cântat bine, ce să facem. Da. Asta este. Bun. Tot legat de această încăpere, avem o poveste legată de pasărea măiască. Și vama americană. În 1920, Brâncuși a lucrat 27 de păsări. A pornit de la o variantă și a tot simplificat și a stilizat, pentru că el căuta esența zborului. Și cu această lucrare s-a dus în 1927 la New York la o expoziție. Vama americană i-a considerat o piesă industrializabilă, nu operă de artă. Și ca să poată intra la expoziție, Brâncuși a plătit $210, 40% din valoarea operei, a plătit taxa, a dat în judecată vama americană, procesul a durat 3 ani, l-a câștigat și vama a trebuit să-și modifice toate legile cu privire la intrarea operelor în țară. Da. Este o carte care are un titlu care mie mi se pare fabulos, Brâncuși împotriva Statelor Unite. Și pasărea mai asta zicească, parcă apare pe... Da, piloții americani au ca în semn pe brevet și pe ecuson această pasăre măiastră care simbolizează zborul. Mai am o curiozitate legată de Brâncuși, dar o să ne spuneți în încăperea următoare. Cum, acum, spre perioadul puteți să ne exprimăm așa, cum agăța Brâncuși fetele și cum, da, le, cum le vrăja. Cum le vrăja cu, da, da, cum le vrăja cu mâncare, da, după dumneavoastră. Da, deci Brâncuși avea un stil foarte fain de a agăța femei. Nu știu dacă acest stil ar mai merge în zilele noastre, dar hai să încercăm să vedem. Am dat și cu capul, mă doare capul. Așa de mici erau oamenii pe vremea respectivă. Bine, știu că era o vorbă la un moment dat că se făceau încăpările micuțe, adică să se aplece oamenii în drept de recunoștință pentru, da, a fi un obicei. Era vorba și de o parte tehnică, pentru că aici trebuia să fie un lemn întreg, o grindă întreagă, am înțeles, să aibă casa stabilitate. Dacă se decupa partea aceasta între toc, da, partea de jos și sus, ca să fie mai înaltă ușa, nu mai avea ca să stabilitate. Vedeți, partea aceasta de jos, ca și aici, se numește talpa casei. Am înțeles. Trebuia să fie un lemn întreg. Am înțeles. Să mergem în bucătărie, da, să ne spuneți cum agăța Brâncuși fetele în vremea respectivă. Da. Așa. Aici bucătăria, da, avea și la Paris tot așa amenajată bucătărie, cu vatră, cu masă. În atelierul lui venea numai lume bună, prietenii, au avut artiști, scriitorii, poeții, tot felul de oameni, da, și iubitele lui, din ce am citit eu, au fost femei din lumea bună. Iubitele ale lui, când le primea în atelier, le pregătea o ochiuri mămăliguță, varză murată și țuică de prună și pe femeile le lega la ochi și cu o eșarfă fină și le văra în gură ceapă verde dată prin brânză grasă și le ziceau ronțăi și ghiciși cei. Ele înghițeau, se delectau, dar nu reușeau să ghicească nici măcar atunci când le venea în ajutor cu o gură de țuică românească. Apoi le vorbea în cuvinte pline de duh și înțelepciune despre limbă și gust, despre mâini și pipăi. Acum, și acum mai sunt unii care leagă fetele la ochi, dar le arată mașini, vile, piscine, nu mâncare. Da, da, așa e. Adică, într-un fel, din ce am înțeles de la dumneavoastră și cu mâncarea, Brâncuși și-a dus la Paris Hobița. Da. A dus-o acolo. Exact, a dus atelierul în care el a trăit, aproape 53, vreo 50 de ani în ultimul atelier, 3 ateliere a schimbat. Era organizat ca aici. Exact așa, da. Cum e în partea cealaltă, camera de locuit, cu bucătărie la fel ca aceasta și partea cealaltă, a treia parte, era atelierul propriu-zis, unde își depozita materialele și operele. Da, Brâncuși era pasionat de mâncare, da, inclusiv în Petroșani, când a făcut... Când a făcut colona... I-a învățat pe cei din Petroșani să vedească oltenește. Să vedească oltenește, da, da, așa făcea. De exemplu, avea oale de pământ, da, și își punea laptele la acrit în oale de pământ, exact cum se făcea la Hobița. Vreau să vă spun ceva, doamna Doina. După ce mi-ați povestit ce gătea Brâncuși, vreau să mă duc acasă să mănânc, că deja am gura apă. Abia aștept acasă să mănânc brânză cu văd ce găsesc ceva prin frigider. Da. Mămăliga e principalul. Avem, da, mămăliga e principalul. Da. Da. Cămara. Cămara. Mergem în cămară. Ce frumos este aici la dumneavoastră, ce frumos se vede. N-ați mai plecat de aici. Aici avem cămara, nu? Cămara sau celar. Deci acum mergem la cămară sau celar. Celar. Hai să vedem cum... Deci, cămara sau celar? Celar, da. Era... Tavanul celarului era parțial... descoperit, nu avea tavan, să fie curent de aer rece, dar noi, pentru că schimbăm des acoperișul și trebuie pusă și șindriile, scările, da, muncitorilor, n-am mai dat jos partea aceasta, să lăsăm descoperit. Și aici depozitau alimentele, putinica cu murături, putinica cu brânză. Mamă, vine boala de mâncare. Da, putineiul în care se făcea untul. Avem obiectele pentru prins pește. Da, se vedea și pește? Da. Este frumos. Aproape râul Bistrița, care avea pește pe vremea aceea. Pentru cai văd ceva pe aici? Pentru cai, da, și pentru... Astea sunt scărițele pentru cai. Se legau de, se prindeau de șaua, șa de lemn acolo, vedeți, pe vede. Da. Talângile care se pun la gâtul animalelor. Deci, câte piese de aici de pe vremea lui Brâncuși s-au adunat de-a lungul timpului? Sunt vechi adunate, dar nu sunt de pe vremea lui. Când am intrat în acest muzeu și înainte să facem cunoștință cu dumneavoastră, i-am spus celor care ne urmăresc acum că aici este o mașină de spălat. Da, prima mașină de spălat rufe. Vreau să vedem și acea mașină de spălat și câte turații are, să ne explicați cum e cu ea. Haideți să mergem să vedem mașina de spălat. Doamna Doina, aceasta este mașina de spălat. Prima mașină de spălat este specifică Olteniei, se numește pârlău oltenesc. Este un trunchi de copac scobit în interior, fără fund, scoarța foarte groasă să reziste la apă și la cenușe și se puneau rufele umezite, strade rufe umezite, strade cenușe, cenușe numai de lemn și fără cărbuni. Când se umplea, se turnau 4-5 găleți de apă fiartă, se formale și ea. Rufele erau lăsate câteva ore la macerat și apoi duse la râu, bătute bine cu maiul, limpezite și deveneau albe. Sau să mă întreb dacă mă duce acum acasă cu o asemenea mașină de spălat la mea, cred că m-ar da afară din casă. Nu cred că m-ar primi. Nu m-ar primi? Prea multă muncă și în primul rând vă trebuie cenușe. Cât timp le luasă? Păi o zi. O zi? Da. Aoleu, și acum faci mașina în priză și după o oră le-am înainte. Am avut un grup de copii. Și povestindu-le aici despre mașină, se tot uita un băiețel așa curios și l-a întrebat în măsătoarea că ce cauți? Păi nu găsesc butonul. N-am găsit butonul? Butonul, da. De când lucrați aici la muzeu? De peste 40 de ani. Tot... 1980. Mulți înainte. Mulțumesc. Și vă place aici, n-ați mai plecat de aici. Păi trebuie să plec și eu odată. Lăsați, nu? Pensie, să mai vină și eu. Eu vreau și peste 100 de ani tot aici să vă găsesc. A, mulțumesc, da. Mai țineți minte așa care a fost cel mai ciudat turist al dumneavoastră sau care a fost cea mai ciudată întrebare legată de Brâncuși? Sau... Cei mai ciudați, așa mi s-au părut doi japonezi care umblau, nu vorbeau engleză și nu mă înțelegeam cu ei, umblau prin curte și nu știam ce vor. Și atunci i-am întrebat așa în franceză ce vor. Și au zis că vor să le dau o piatră pe care poate a pus Brâncuși piciorul. Și au luat o piatră de pe aici. Bine, bănuiesc că mai sunt pe aici locul. Mai sunt, da. Bine, pe acest pământ, dacă este vorba, dar se vorba pe aici, că a călcat Brâncuși. Deci de noi, dacă luăm acum ceva de aici, clar a călcat Brâncuși pe aici. Da, și-a luat o piatră, da. Deci Brâncuși este important pentru noi și pentru județul Gorj și pentru România. Este, într-adevăr. Doamna Doina, vă mulțumesc și mi-a plăcut ce am văzut aici și modul în care ne-ați prezentat Casa Memorială. Cu plăcere, așteptăm turiști, programul de la 9 la 5. Mai puțin lunea și marțea când este închis. Da, și taxa de intrare este mică, zic eu. Foarte mică. 10 lei adulții, 5 lei elevii. Și le recomand celor care vin aici să vă caute pe dumneavoastră, pentru că știți să le explicați. Da. Pentru toți. Fiecare trebuie să înțeleagă cât vrea și cât vrea să stai aici în muzeu. Mulțumesc de apreciere. Mulțumim, doamna Doina. Haideți că vreau să vă mai arăt ceva. Aici, în spate, să vedem, unde se punea porumbul pe vremuri. Respectiv puneam vin în bidoane, dar nu, deja era put. Da? Da? Hai să vedem butoiul cu cercuri de lemn. Cazanul cu capac de lemn. Și cazanul cu capac de lemn. Da, hai să vedem și cazanul cu capac de lemn. Eu, care s-au la oraș. Eu spun de alt. Deci acesta este cazanul. Acolo e cazanul. Acesta este cazanul. Da, jos, da. De jos este căldarea în care se pun fructele. Macerată, să zic așa. Capacul, acum e din pupul se face capacul și aici este răcitorul. Și răcitorul. Da, era cu apă plin, se făcea focul, vaporii treceau prin țeavă, se condensa și aici curgea țuica. Și apă curgea țuica. Da. Am înțeles. Și dincolo stăteam cu paharul și dam țuica. Da. Gata. Și aici, în a doua încăpere, depozitau băutura. Vedeți un butoi cu cercuri de lemn foarte vechi. Deci asta e Butoși, nu-i Putina. Asta arată ca o Putina. Deci asta arată ca Putina și aia e Butoiul. Da, da. Deci v-am spus, mă pricep foarte bine care e Butoiul, care e Putina. Concluzia, n-am ce căuta la țară. Învățați. Trebuie să învăț. Trebuie să învăț. Mulțumim încă o dată și vă dorim o zi bună. Mulțumesc la fel. Dacă aveți drum prin județul Gorj, veniți și la Hobița pentru a descoperi Casa Memorială Constantin Brâncuși. Înainte să ne iau la revedere, de la voi am o rugăminte. Apăsați pe butonul de subscribe, clopoțel, dați și un share ca această informație să ajungă la cât mai multă lume și să ne vedem sănătoși în următorul vlog. La revedere, vă iubesc, vă pup, pa, pa!